Nu știu, cred că așa a fost soarta mea. De mic îmi plăcea să fac ceva cu părul, ținând că aveam la 5-6 ani, eu deja știam cum să îmi plitesc în diferite moduri. Și când aveam 16 ani, sora mea a spus, poate faci niște cursuri, măcar pentru mine. Și apoi eu deja am îndrăgit această profesie, mi s-a părut foarte, foarte ușoară și am spus că uite, asta e, asta îmi place. Început, tatăl meu a reacționat un pic așa frezier. El nu mi-a spus absolut nimic, doar că a spus că în acest domeniu nu poți să faci bani. Și uite că toți acești ani eu am vrut să-i demonstrez lui că eu o să reușesc și eu o să pot. Pentru că aduce cele mai frumoase emoții, pentru că, aș spune eu, atunci când te vezi, zâmbetul nu lipsește niciodată, iar când emoțiile sunt bune, atunci și omul este altfel. Negative. Lumea, eu cred că nu te primește în serios. Doi, nu, asta tot e aceeași, se uită așa la tine, știi, cine ești. Dar, nu știu, eu în profesia mea mi-am făcut absolut totul așa cum vreau eu și nu prea am lucruri negative. Aș spune rapiditate. De ce negativ? Pentru că întotdeauna nu-ți ajunge timp. Aș spune, al doilea aș spune că este nesiguranța, fiindcă este foarte greu să stabilești, să alegi un fel sau celălalt. Și al treilea, hai să spunem, nopțile nedormite. O persoană care vine la un specialist, nu e numai capetele repede acolo, cât de acolo. Dar pentru noi, noi în cap deja știm, aha, 10 minute tu speli părul, apoi vreo 20-30 de minute tu îl tai, apoi îl aranjezi, după ce l-ai aranjat tu deja trebuie să vezi cum ai tăiat, ce ai tăiat, pentru că părul pe ud se privește într-un fel, pe uscat e altfel. Și deja trebuie să faci finish-ul și să primești fix o oră. Nu ai cum să faci repede. Eu aș spune că sunt mai multe categorii de oameni. Cei care sunt gata să facă schimbări, cei care îi aranjează felul cum arată și au nevoie doar de împrospătare și cei care vin doar vârfurile, dar în final ies foarte scurtă lungimea și cu altă formă total. Adică în ceea ce privește schimbarea și doar vârfurile, aș spune că se începe întotdeauna de la 2 cm, dar cu cât se finisează nu știe nimeni niciodată. Ei nu spun ceva din noi asta, ei spun fix asta, știi? Și tu le spui că... De obicei nu prea... Știi, e foarte greu să explici fiecare om că... Uite, de exemplu, la tine nu o să primească, noi nu știm ce pigment are părul tău, pozele din Instagram sau din Google întotdeauna arată superb. Dar acolo depinde de lumină, de tonare, de aranjare, de foarte, foarte mulți factori care noi nu-i cunoaștem. Pentru fiecare, așa știi, m-am uitat, gata, eu te-am văzut. Iarăși vorbim despre faptul nesiguranței, adică nu suntem siguri ce ne dorim. De asta am zis că este un lucru negativ. Sau sunt acele trei momente care nu ne plac în domeniu. Dar să știi că anume acești oameni ne fac să fim mai buni, ne fac să mergem mai departe, să cătăm noi ieșiri de situație. Și întotdeauna ne țin un tonus și aș zice că asta este partea cea mai bună din lucrul ăla negativ, din nesiguranță. Depinde. De exemplu, eu sunt omul care îmi spăl capul în fiecare zi. Eu
nu știu ce aș putea face ca el să nu se îngrașă. Sunt oameni la care, de exemplu, nu se îngrașă, nu se pune așa de repede sebumul ăsta și clar lucru că oamenii își permit. De exemplu, dacă părul este poros, ondulat, atunci da, 4-5 zile poate să o aranjare. Clar lucru că este, mai modific un pic, dar totuși arată foarte bine. Eu cred că sunt un exemplu în care aranjarea poate să țină 4 zile, da? Și atunci când vii la mine, poți să ceri lucrul ăsta, dar depinde foarte mult de ce structură de păr avem. Pentru că eu ador volumul și ador să fiu aranjată, fiindcă eu consider că o femeie aranjată este sigură pe ea. Asta a fost vreo 5-6 ani în urmă și ora 6 dimineață, mireasă, atât bine și frumos, noi facem cofură. Evident că oamenii când vin, ei îți lămuresc că uite, eu vreau așa, știi? Punem fatală și tot așa merge. Dar tu încerci să-i lămurești omului că totuși este o sistemă, pentru că tu trebuie să faci locul pentru acea fata, de exemplu. Sunt foarte multe detalii, în fine, ideea că ai emoții, întreb eu, ai emoții? Nu, mai sunt bine, dar stai un pic, repede până la baie. A doua oră, a treia oră, eu la un moment dat stau, mă gândesc așa, zic că ei, gata să fii bine. Zic, ai emoții? Nu, tot e în regulă. Stătea, dar vedem deja că transpiră și are emoții foarte mari, clar lucru că, de exemplu, când un om vine și face o cofură de probă, păi nu în ziua nunții, ei ies diferit în haine, să nu spunem total, dar ea poate schimbi ceva și în machiaj și în cofură. Și de ce eu nu prea recomand cofurile de probă? În fine, și ea își făcea foarte mari griji cum o să iasă, dar nu putea să-mi spui. Și deja era la machiaj, că noi am lăsat partea din față, că o să facem la urmă. Și ea stă și la machiaj tot tremură și tot una, două, spate un pic, dați-mi un pic de timp. Și la un moment dat, eu zic, dar 50 grame ai băut? Dar și spate? Eu zic, trebuie. Și clar lucru că după 50 de grame, știi? Nu cât te-a plăcut, dar e absolut s-a relaxat. Și asta așa de haios a fost, nu știu, asta e prima și mi-a venit acum. Aș spune o situație care este la moment, cea care este legată de pandemie și care mi-aduce zâmbet absolut toată ziua. A fost un caz pe care m-a lăsat cu zâmbet nu doar pe mine, dar și pe cei care erau în studioul meu, și anume fetița care era și stătea în scaun la vopsit, fetița care m-a ajutat și respectiv viitoarea mireasă care venea la consultație, fiindcă la noi așa se face. Și ea când a venit zice că eu nu sunt mireasă și respectiv mi-arată rochia de mireasă, mi-arată voalul și eu încep să mă râd, dar cred că era o emoție necontrolată și în momentul ăsta se râde și fetița care era în scaun și însuși fata care venise la consultație, care zicea că știți, eu nu am nuntă, dar mă duc la biserică și mă duc la starea civilă. Uite, ăsta moment ne-a făcut să râdem toți, adică ne îmbrăcăm în rochie de mireasă, ne punem voală în cap și ne ducem la starea civilă, dar nu suntem mirese. Tu știi, de exemplu, eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar când vine și... Hai, și acolo. Odivi mine, uimește-mă pe mine, hai. Asta e... Eu nu pot, știi? De exemplu, oamenii... Eu cred că oamenii, totuși, când vin la un specialist, ei trebuie să fie totuși deschiși, să aibă încredere. Dar dacă tu vii la mine cu o zâsă așa, nu o să iasă, nu o să primească nimic. Nu aș spune că mă enervează, aș spune că este mai dificil de lucrat. Și anume faptul că atunci când ei vin cel puțin la mine, ei consideră că eu am să le fac ceva extraordinar, dar ne implicându-i pe ei. Dar cu părere de rău, eu am un timp atât de scurt pentru ca să înțeleg ce își doresc. Chiar aș zice eu să mă bag acum în creierașii lor și să-mi dau seama cum ele de fapt își doresc să arate. Și
Întotdeauna am zis că cel mai bun rezultat este atunci când este o colaborare între noi. Adică nu doar să zici, dar cum mă vedeți pe mine, da? Fiindcă noi vedem și parte, poate prea creativ câte ori, poate prea simplu câteodată, sau sunt foarte, foarte multe momente aici și aș spune că este neapărat o conlucrare între noi sau măcar un exemplu pe care să ți-l dea. Fiindcă când eu spun că este necesar să vă apropiați pentru a discuta, pentru a avea un rezultat frumos, cred că însuși cuvintele astea finale, rezultat frumos și o conlucrare între noi, ne dă întotdeauna cele mai bune rezultate. Foarte tare îmi place, dar știi de ce? Pentru că oamenii când vin la mine, ei se deschid. Și cel mai mare, cel mai interesant e că tot ce vorbim noi rămâne aici. Iată, asta pentru mine a fost o lecție foarte, foarte bună în viață. Nu deodată am înțeles. Nu, eu întotdeauna spun, spune nec că eu sunt frizier, știi? Eu tot să înțeleg. Momentul cum mă uit, cum îi analizez și îmi spune că eu încep cu o tăcere, și finalizez cu zâmbete și discuții care întotdeauna lasă o parte sufletească atât fetiței care vine la mine, atât cât și din partea mea. Și aș spune că depinde cum te uiți la lucruri. Dacă este o pălăvrăceală frumoasă care îți lasă niște momente frumoase, de ce nu? Nu, eu aș spune chiar să faci o linie dreaptă, e foarte greu să o faci. Pentru că acolo trebuie să fii șuviță la șuviță, păr la păr. Dar pentru mine acum, la moment, cea mai grea, am uitat această tehnică. Este, nu e o tehnică, dar e o metodă de aranjare a părului creț, nu știu cum. Și eu vor fără filare, fără pointing, fără nimic, gen doar tăiet. Pentru mine asta e așa un pic, eu nu înțeleg, pentru că părul nu are nicio direcție și nicio formă, părerea mea. Asta mi se pare super greu. Dar oamenii nu înțeleg, pentru asta trebuie să achit. Că, de exemplu, este o tehnică a Vidal Sassoon, sau cum era înainte, ploșatcă. De ce ploșatcă costa mai scump de două ori decât o frizură simplă bărbătească? Pentru că tu o frizez două ore. Fix așa și aici, tehnica asta, ar trebui scoasă freză dublă. Ploșatca asta când e patrat, știi, așa, tăiat drept. N-ai văzut niciodată un bărbat în oraș, așa, știi, tăiat drept, drept. Da. Ele în complexitate toate sunt grele. Nu numai că grele, adică este corect, aș spune eu cuvântul ăsta. Zice că impune o concentrație diferită. Dar aș zice că cea mai grea freză este totuși, nu freza, dar părul, densitatea și structura lui. Fiindcă poți realiza același care clasic cu alungire în față pe o structură care ai să știi exact că va curge, da, în față. Și dacă ai să iei o structură sticloasă, atunci nici de cum nu vei avea efectul acela. Aș spune că în cazul dat nu freza este problema, ci, încă o dată repet, structura de păr. Așa cum le zic colegilor mei când vin la studii, că trebuie mai întâi de tot să analizăm materialul cu care mă lucra, așa în structura de păr, pentru a-l modifica, fiindcă este necesar să-l modificăm și să ne uităm câte mare posibilitate avem pentru a-l modifica. Frezele nu sunt grele, structura de păr le dă problema. Dacă sincer, după 2020, noi nu știm dacă mai există trenduri, pentru ce să le faci dacă noi nu avem nunț. Vreau să spun că tot se întoarce de prin 2004, acum 2005. Dacă așa să observăm, se întoarce roșu, se întoarce negru, se întoarce șuvițatul. De exemplu, balaiajul nu mai este, de exemplu, alb, el poate să fie de orice culoare, chiar și negru la capete. Așa că se întoarce. Cred că este cea mai dificilă întrebare la moment. De ce? Fiindcă am avut anul 2020, care, cu păreri de rău, nu ne-a dat activitatea pe care trebuia să fie sau ne-am fi dorit-o noi. Da. Și în momentul ăsta, când am pierdut anul ăsta, cred că ne-am pierdut completamente. Da? Și aș spune că 2021 este anul în care
fiecare își alege ce vrea. Și adică să zic că este o tendință, cu părere de rău, cred că este primul an din viața mea care pot să spun că tendința este tot ce își doresc clienții noștri. Și de fapt tendința, cel puțin la mine în studio, o fac fetițele care vin. Nici de cum eu și nici de cum ceilalți. Văd minusurile, văd părul, văd căruntul, văd capetele despicate. Asta e boală deja, nu e... Primul lucru este părul. Aș zice că, este... În rest nu văd absolut nimic. Sunt chiar cazuri de astea că vine fetița machiată și ea se așează în scaunul meu. Eu dau să mă apuc și eu trebuie să duc cont neapărat de faptul cât timp am eu rezervă să muncesc, că depinde foarte mult momentul ăsta. Și în cazul dat aș spune eu că poate să se așeze machiată și eu să zic că dar când vă duceți la machiaj? La ce oră sunteți la machiaj? Și ea să zică, păi sunt machiată deja. Deci ăsta tot este un moment pe care aici deja îți dai răspunsul cât de mult eu mă uit la structura de păr și cât de puțin... Pentru mine e stereotip, eu la nimeni niciodată nu i-am dat în cap și nu i-am spus că nu-mi place și ne-ai făcut, da? Dar nu știu de ce lumea se teme. De exemplu, chiar eu, dacă viez, am vrut să mă pregătesc, dar fetele din nou au vrut să mă tundă. Sincer, nu știu de ce. Absolut niciodată nu i-am spus la nimeni că nu-mi place sau... Domnișoara la care mă tund eu, ea tot nu a știut 2 ani că eu sunt hairstylist. Dar pentru mine era, tu nu mă știi? Cum așa? Dar, știi, pur și simplu să schimbă un pic, deodată lumea altfel reacționează. Ești hairstylist? Stai că eu mă tind, trebuie să țin altfel farfică. Nu, care e problema? Tu te-ai deprins așa, de ce? Asta cum eu, de exemplu, frezez cu stânga, trecerea o fac cu dreapta, știi? N-am să mă pun eu că e hairstylist, ăsta e cum am învățat la școală, stau corect sau poziția picioarelor trebuie să fie într-un fel. Nu, eu cred că asta e o prostie. Dar eu sunt genul de om care am avut posibilitatea să conlucrez și să încercăm chiar și lucrurile care nu se pot. Nu se poate de făcut și amestecurile de vopseli și nu știu de ce, dar am devenit foarte creativ din momentul în care mi-am dat seama că structura de păr crește, că trebuie să te oprești la un moment dat și când mie îmi spune cineva, vreau culoarea dumneavoastră, da? Eu întotdeauna zic, care doriți? Și atunci se găsește răspunsul la întrebare, cât de mult eu experimentez. Dar eu dau încredere și nu sunt genul de om care să zic că doar eu trebuie să mă frezez și doar eu trebuie să mă vopsesc. Cu toate că în ultimul timp freza este făcută de mine. Asta da, dar este din lipsă de timp, nici de cum că nu este încredere. Clarul cu bărbat. Asta o spun femeile. Nu, știi că întotdeauna femeile spun că un băcătar bun sau un ginecolog sau un frizer, cel mai bun este un bărbat. Femeie sau bărbatul? Nu, femeile. Bărbații au cu totul altceva, dar femeile, eu cred că sunt un exemplu, că femeile pot fi bune în acest domeniu. Nu știu, poate există, dar eu... Știi, după un curs de personal branding, eu am înțeles că eu trebuie să știu ce fac concurenții mei, dar eu am spus că eu nu vreau să știu. Pentru ce? Nu. Eu mi-am format lumea mea, salonul meu, la mine eu văd așa. Și atât. Deja ce fac alții, nu știu, nu că nu mă interesează, dar... Niciodată nu am vrut să știu, pentru că totdeauna, într-un fel, poate să te supere, că, știi, la noi orașul este foarte mic și, de exemplu, clientul astăzi poate a venit la tine, mâine s-a dus în partea cealaltă și un pic asta poate să te supere undeva foarte adânc, dar totuși asta. Și din cauza asta eu nu, mă străduiesc să nu am de-a face. Ei, dar știi cum acum atât sunt bucurat că eu am plecat în America și eu crezut că eu cu tot am plecat. Concurența?
Eu nu știu cum privești lucrurile astea. Aș spune eu că aici eu mă blochez, dacă să zic că este concurența. Eu sunt într-atât de ocupată încât când mă întreba cineva cum vă descurcați în fluxul, toată lumea și eu întotdeauna zic așa că eu închid ușa la studio și încerc să-mi fac treaba. Și cel mai important aș spune că astăzi, la moment, ar trebui să ducem cont ce-și doresc totuși fetițele noastre, dar nu noi stiliști între noi. Hop, și ți-o spune că Vasia Pupkin. Nu, uite, eu, de exemplu, foarte tare îl apreciez pe Constantin Lisnic. Pentru ce a făcut el la noi în țară. Asta e wow. Când câțiva ani în urmă lumea se duce, bărbații, de exemplu, se duceau la frizerii și se tundeau cu 50 de lei, acum lumea se duce și plătește bani pentru o barbă, nu știu, poate o sprânceană și o freză bună. Asta câțiva ani în urmă, nu mai știu exact câtva, 5-6 ani în urmă a intrat pe piață și a intrat foarte bine. Mă bucur că a avut tupeu să facă asta, știi, să ridice. Și acum, de exemplu, vezi în oraș mai multe barbershop-uri decât saloane de frumusețe. Dar asta e foarte bun, foarte bine. Și mie îmi place, de exemplu, din ceea ce văd eu, văd o atmosferă superbă acolo. Și foarte bravo. E ca omul ăsta pentru mine e foarte, foarte bun. Nu e corect să-mi dai mie întrebarea asta. Nu poți să dai aprecieri, trebuie să o dea ceilalți. Eu aș zice că toți sunt buni. Toți sunt buni în felul lor și fiecare din ei au persoanele care vin la ei și sunt mulțumiți de ei. Nu știu, n-am așa o culoare, doar că la moment nu mai fac de 2 ani de colorări, balaiaj, blond și pur și simplu m-am refuzat de asta pentru că efectiv nu am timp. Și acum, de exemplu, nu știu că trebuie să-mi propui ca eu să fac asta. Și nu am avut cazuri de astea. Eu aș spune că iar aș lega întrebarea de mai sus, care era că totuși dacă structura nu-ți permite, înseamnă că eu chiar am curajul să zic, uitați-vă, nu vă pot face astăzi meșe, fiindcă va rămâne părul dumneavoastră în folie, da? Iată, cazurile astea, într-adevăr, noi trebuie să spunem nu. Fiindcă cei care vin la noi, totuși, nu cunosc toate nuanțele pe care le cunoaștem noi. Cred că da, grab. Nu. Nu am avut-o pentru un videoclip. Colega mea, Olga, a făcut din latex, a făcut o chilie, da? Trebuia să facă acest proiect. Și trebuia pe cineva să facă și am încercat pe mine, măcar că eu eram slab, eram strașnic ca dracului. Și am pus și o poză pe Facebook, cred că a fost cea mai populară poză. Atâtea like-uri eu în viața mea n-am văzut și atâtea comentarii negative. Da, da, de ce nu? De ce nu? Și iarăși eu am răspuns anterior că eu sunt exemplul la care am încercat de toate. Și eu am ajuns și la stadia în care am avut și foarte puțin păr. Nu că am experimentat peste măsură, dar sunt legate și momentele de sănătate care trebuie să fim foarte atenți. Ne joacă festa foarte mult. Și când vine cineva și zice, ai, cade un pic părul. Trebuie să știți că dacă astăzi cade un pic, mâine poate cădea și mai mult. Și atunci nu trebuie să fim noi cei care să rezolvăm problema, dar sunt specialiști în domeniu care se ocupă și care o singură cădere de păr îți poate aduce foarte multe probleme. Pentru că e interesantă, pentru că tu ai atâtea posibilități, nimeni nu-ți spune, de exemplu, beț în roate. Pentru că tu poți, de exemplu, să faci un curs chiar de o lună, chiar de un barber, să înveți, asta e super. Tu peste o lună de zile, tu deja poți începe a face bani. Dar deja câți bani faci, asta totul depinde de tine. Principalul, să ai dorință. Pentru că, de exemplu, eu cândva gândeam altfel. Iacă, au făcut cursul și vrea salon de frumusețe, trebuie să treci prin toată etapa.
Dar dacă omul are posibilitatea, are bani să deschidă un salon de frumusețe, de ce nu? Dacă ar fi un tânăr, i-aș spune că e cea mai interesantă profesie, dar și cea mai grea. Din moment ce la fiecare oră jumate sau două, tu ai o nouă persoană la care ar trebui să te concentrezi atât de mult cât te-ai concentrat și la cel care deja a plecat. Și timpul ăsta foarte puțin pe care îl ai pentru ca să-l mulțumești, poate să-ți joacă festa. Dar este o specialitate foarte interesantă și să nu uităm că totuși dintr-un salon de frumusețe femeile și bărbații ies fericiți de felul cum arată. Pot să se regăsească într-un salon de frumusețe. Aș spune că este foarte mult legat și de felul ce specialitate avem și cum trebuie să avem. Trebuie să ne uităm la felul cum este îmbrăcat la noi, de exemplu. Fix asta ți-am spus numai și la urmă. Că, de exemplu, unul nou poate acum a obuhnit și tot știu despre dânsul. Așa că, nu știi care e faza? Și, de exemplu, pot să-ți spun eu. Eu mă nervez când văd pe, Instagram, știi, că unele saloane din Chișinău... Eu gata, eu prost lămurez. Că nu, unele saloane din Chișinău au influenceri și numai influenceri se duc acolo și eu mă uit pe story și... Și cu asta? Dar pe urmă stau și mă gândesc, dar nu, pentru ce-mi trebuie? Eu am graficul plin până în luna mai. Am avut un moment hazliu în cazul dat când o mireasă a venit și mi-a arătat o vedetă internațională, de fapt rusească, și mi-a zis că uite vrea cu afurașa, eu i-am realizat-o, respectiv urma să plece la machiaj. Și vedeam o nesiguranță, fiindcă eu sunt foarte atentă la mimicile clienților mei. Și aș spune că câteodată nici nu am nevoie să-mi spună ce nu le place, că chiar pot eu să-i întreb, poate mai puțin volum, poate mai mult volum. Încerc să lucrez cu ei. Și aș spune că acea fetiță mi-a lăsat zâmbetul pe buze pentru o viață întreagă, fiindcă eu i-am realizat coafura. Și am realizat coafura, aș spune eu, exact cum era în poză. Ea s-a uitat, deci era bucuroasă că aranjarea era exact cum ea și-a dorit-o, dar deci îmi spune, zici că, ok, dar eu nu sunt Baradina, dar eu vreau să fiu Baradina. Și în momentul ăla am zis că, hai că o facem, ne ducem la machiaj și ieșim Baradina până la sfârșit.